cu geaca roșie de proteste, apar în această dimineață și vă dau de veste. Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe canal. Suntem iarăși împreună pentru o nouă zi, pentru a începe cu bine o nouă zi. Vedeți că seara și noaptea lucrurile se agită. Și în ziua precedentă, lumea a ieșit în stradă în diverse orașe ale țării. Mai mici, orașe mai mici, orașe mai mari, mai mulți, mai puțin, dar toți strigând același lucru, vrem libertate. Păi o cam avem, dar de 31 de ani nu prea am știut ce să facem cu ea. La Ploiești, domnul Țancă Uraganu. Domnul Țancă Uraganu, dacă îl cunoaște, s-a ieșit în stradă, a strigat libertate și a adus tovară și a adus prietenii și a... Ce să fac? Omul vrea să se deschidă localurile, să poată cânta. Că am înțeles că pe vremea asta de pandemie, pe vremea asta cu multe restricții, merge la petreceri private și cere cam 10.000 de euro pentru o cântare. De ce cere el așa de mult? Pentru că în cazul unei amenzi își poate permite să plătească amenda din onorariu. Nici măcar din onorariu, ci din dedicațiile pe care le primește sau pe care le dă el la cerere. Vedeți că românul se adaptează. Uraganul românesc se descurcă în orice situație. S-a mai strigat în piețe Dragnea, Liviu Dragnea, Dragnea, Dragnea. Bă, dar dacă am ajuns să ne fie dor de Liviu Dragnea, înseamnă că ne îndreptăm într-o direcție nițel greșită. Zic eu, mă bucură faptul că n-au mai fost violențe aseară la proteste, nu s-a mai aruncat, nu s-au mai îmbrâncit între ei protestatarii cu jandarmii. A durat câteva ore marșul, a durat câteva ore protestul și după aia fiecare s-a dus pe la casa lui, nu înainte de a devasta un automat de mâncare, de a-l goli și de a mai face puțin gunoi în jur. În medie este bine, în medie este bine, cafeluța, nu, din fonduri proprii, dar vă aștept pe buymeacoffee.com/nicubendea cu cafele din străinătate mai mult, dar și din țară, că toate sunt bune dacă vin din sufletul vostru, mulțumesc. Anticipat și aurul, și aurul a ieșit în stradă. De mii de ani ne chinuim să scoatem aurul din munți, acum aurul se revarsă pe străzile patriei. Doamna Șoșoacă, intrigată și intrigantă, nervoasă, zice, da, dacă eu lucrez până la 12 noaptea și după aia am chef să mă duc la sală, dar sala e închisă, ce să mă fac? Că eu am chef să trag de fiare. Vorba aia, fiară la fiară trage. Deci vă rog să elaborați un program de nutriție combinat cu un program de fitness, ca să poată doamna Șoșoacă să arate așa cum dorește. Oricum arată foarte bine pentru ceea ce vorbește, dar cu atât mai mult trebuie să fim atenți la dorințele doamnei senator, mai ales acelea de a trage de fiare. Să nu-i se tragă numai la fiară, la bilă, da. Trage de fiare ca să fie în formă. Dar pe de altă parte, doamna doctor Mihaela Bilic sau Bilici a descoperit sau ne-a adus în fața ochilor o legumă care topește grăsimile. Deci doamna Șoșoacă, nu mai trebuie să trageți de fiare, nu mai trebuie să militați. Este o legumă care topește grăsimile. Știți care e aia? Vânăta. Deci dacă ești vânătă, până la ochi, s-ar putea să-i fi topit grăsimile celui care te-a învinețit. Nu, deci dacă o să consumăm vinete, o să ardem grăsimile. Chiar acum mă duc în grădină să culeg un braț, un malder de vinete, să le pun la tigaie și să topesc pe cale de consecință niște grăsimi. Da. Păi vedeți că lumea iese în stradă, că ne-am săturat cu toții. Acum ce strigă și cum strigă? Asta e altă problemă. Dar vedeți că apar poze cu mai mari țări, cu mai mari statului, care nu respectă ei regulile pe care ne le impun, da? Regulile din monitor oficial. De exemplu, doamna Turcan a fost la o acțiune de împădurire în Sibiu și apar multe poze cu ea acolo la masă cu oameni, dintre care unul proaspăt internat cu guvid la spital, fără mască, fără distanțare. Doamna Turcan, eu sincer, nu știu ce caută acolo în fruntea muncii, în fruntea acelui minister. Știu că a fost feblețea lui Stolojan, dar acum știu că sunt unii care nu pot fără politică, nu pot fără funcție, nu pot fără, da, doamna Turcan, și așa a dat ea cu bățul în baltă de câteva ori, acum au apărut poze cu ea și după ce au apărut pozele în care nu respecta nicio regulă de asta impusă nouă,
Mai și zice cu voce tare, trebuie să respectăm, mă, te sfidează, știi? Asta e că, vedeți, în România, că de stânga, că de dreapta, odată ajungi la putere, asta fac, ne sfidează. Și de aici și revolta asta, că poate vorba bancului comunist, revolta, ura, o avem în noi. Numai că nu ieșim pe străzi să nu mărim haosul. Dar ar trebui să țină cont cei de la putere, că nu-i bine ce se întâmplă. Mai, uite, domnul primar Boc, ce a zis? Domnul Boc, deci, cum îl cinesc cu Boc de la Cluj-Napoca, ce a zis? Zice, ia să mai ținem noi cont de ce strigă oamenii pe străzi, că poate mai au și ceva idei bune, poate mai au și ceva soluții, că nu degeaba îi se zice vocea poporului. S-o debloca ea situația până la urmă, s-o debloca acum, să mai treacă și Paștele și eu zic că s-o debloca și s-o debloca în bine. Păi dacă și canalul Suez a deblocat, știți că a venit un băiat și a pus acolo un vapor de-a curmezișul, de n-a mai putut să treacă nicio navă cu marfă, n-a mai putut să treacă, nu știu cât la sută din traficul de mărfuri trece pe acolo, din traficul mondial de mărfuri trece pe în Suez și practic a fost blocat de nenea ăla, nu știu, era pe Facebook, făcea live, n-a văzut el că edita mai canalul totuși și să se strecoare acolo, a făcut o manevră, nu știu ce, a vrut să facă liniuțe pe canalul Suez și canalul s-a deblocat, totul e bine. Era problema aia că aveam și noi câteva sute, zeci de mii de oi. Zeci de mii de oi erau pe niște vase și dacă nu treceau prin canalul Suez, trebuiau să se întoarcă înapoi acasă, că altfel bietele animale se sufocau, mureau de foame. Și acasă ce îmi făceau? Le dădeam la urși. Le dădeam urși, domnul Kelemen Hunor, vorba aia, țara arde și baba să piaptă, de Kelemen să scarpină în barbă, zice că până în toamnă o să avem recensământul urșilor. Foarte important acest recensământ. După aia trecem la recensământul lupilor, la recensământul caprelor negre. Astea nu sunt prea multe, dar sunt greu de prins. Până urci acolo pe scări stângi să faci recensământul caprelor, îți ia ceva. Și recensământul albinelor. Că și așa avem timp și oricum noi ne ocupăm cu lucruri mărunte. Deci în fiecare stup se vor număra albinele și o să facem recensământul animalelor. Asta e problema esențială, problema de bază. Cafeluță, buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc anticipat. Și recensământul avioanelor. Eu nu știu unde, Maldive, Zanzibar sau în Africa. Deja s-a așteptat românașii noștri pe aeroporturi cu cocktailuri, cu chestii. Noi relansăm turismul mondial cu câte o sticlă de, zicea Florin Salam într-un interviu, într-un podcast, că-s la modă podcasturile. Zicea că de multe ori a stat pe gândul Florin Salam dacă să bea o sticlă sau nu pentru a putea distra lumea. Vedeți? Arta cere sacrificii. Ca să fie artistul în formă, el așa se motiva, bând o sticlă de ceva tărie, de ceva finețuri. Ori la noi în Ardeal nu-i problema asta. Nu spui niciodată problema când ești în fața unei sticle, bă, s-o beau sau să n-o beau că vreau să distrez lumea. Nu, o beau că vreau să mă distrez pe mine. S-au distrat aseară juniorii la fotbal cu Germania. Un meci frumos, 0-0. Nu ne-am calificat mai departe, dar nici n-am luat bătaie de la nicio echipă. Vorba aia zice, am jucat ca niciodată, nu ne-am calificat ca întotdeauna. De seară meci mare cu Armenia, meci cu spectatori în tribune. 30% dintre tribune vor fi ocupate de microbiși. Mulțumesc că m-ați urmat și astăzi, să vedem ce-o fi la meci. Înseamnă foarte mult faptul că stați până la finalul videoului alături de mine. Și ieri, chiar în final, spuneam că e ziua de naștere a mezinului familiei și am primit de la voi o sumedenie de urări pentru care vă mulțumesc. Deci asta înseamnă foarte mult că stați până la final de video alături de mine. Vă doresc o zi superbă, o zi frumoasă, vorba aia, e miercuri azi, mijloc de săptămână, să mai lucrăm ceva. Gânduri bune îndrept către domniile voastre, gânduri de pace, speranță și optimism. Să ne iasă totul așa cum ne planificăm, să ne meargă și mai bine, că rău ne-a mers destul și am văzut cu mâini. O zi frumoasă, ne vedem și mâine, joi, de la ora 10, tot aici, pe canal. Sănătate multă și un servus
din inimă de la Cluj. Vă salută Nicu Bende.